Televiziunea Cromter nu se dezminte nici de data aceasta. Astăzi, la emisiunea Spirit Sportiv, avem ca și invitat o valoare din galeria marilor samurai ai rădăuților. Alături de mine, în studioul Cromter și în fața dumneavoastră, dragi telespectatori, se află domnul Mihai Lohaza, pentru cunoscuți Ugo Lohaza. Bună ziua și bine ați venit în studioul Cromter. Bună ziua, vă mulțumesc de invitație, dumneavoastră și celor care ne privesc. Am spus din galeria rădăuținilor, samurailor rădăuțieni. Din cine a făcut parte din această galerie? Din această galerie noi ne-am început activitatea cu mulți ani, când artele marțiale practic erau interzise și din această galerie ar face parte, aș vrea să evoc pe Luigi Coroamă, pe bunul nostru prieten Rădăcină, Florin. Așa. Domnul Traian, care este plecat. Traian Breaban. Costel Schipor, care ne-a fost în același timp și mentor și cu el am început, practic, noi eram niște copii, am început artele marțiale și el ne-a îndrumat pe această cale. Da. Pe la ce vârstă? Cred că eram la nivelul anilor 1984-85. Eram, practic, niște adolescenți care căutau altceva decât... Senzații tari, să spunem exact. Așa. Cum a fost întâlnirea? Prima întâlnire, primul cu senseiul, când ați apucat? A fost o întâlnire caldă, fiind un om blând la suflet, ca să zic așa. A fost o întâlnire plăcută și mi-aduc aminte că făceam în sală la industrial, făceam cu saltele în geam ca să nu fim, să nu atragem atenția, pentru că artele marțiale erau interzise și... La o oră destul de târzie, da, ca să nu ne vadă elevii, să nu ne vadă profesorii, să ne întrebe ce și cum. A spus Costel Schipor, Nelu Ionesi. Nelu Ionesi, da, am făcut și cu el, am continuat și cu el. Cu Nelu Ionesi am fost la două campionate naționale, la Timișoara și la Brașov. Da, și cu dumnealui am făcut. La început era ca și o joacă, după care au seriozitatea, antrenamente mai aspre. Antrenamente, bineînțeles că mai aspre, seriozitatea și era dorința de cunoaștere și de a afla cât mai multe din stilul artelor marțiale, din, ca să zic, mentalitatea asiatică, să înțelegem cât mai bine tehnica și, bineînțeles, modul de a practica cât mai corect. Mai vedem la televizor. Stilul de luptă. Mai vedem la televizor, îl trage de un picior pe celălalt ca să facă șpagatul peste noapte. Este așa posibil sau tot un timp, un proces de lungă durată și în funcție de calitățile motrice ale fiecăruia? Exact. Astea sunt înzestrările fiecărui individ și care depinde la individ, capacitățile sale fizice, ca să zic așa, depind foarte mult. Dar ce vedem la Van Damme, șpagatul pe două scaune, e realitate sau... Nu, este realitate. Da, este o realitate pentru că este, de-a lungul timpului, antrenamentele devin, își lasă amprenta asupra corpului și fizicului asupra fiecărui practicant. Și se văd asta și în mobilitate și în modul de a te adapta la diverse situații dificile sau mai puțin dificile din viață sau chiar din sală. Deci te întărești și pe lângă fizic și psihic? Și psihic și mental. E o foarte bună, un foarte bun exercițiu și mental pentru că se practică cum erau kata, care se practică, este o luptă practic de o luptă cu un adversar imaginar. Și pe respirație... O reglare, o coordonare a loviturilor cu respirația? Exact. Este o coordonare a respirației cu mișcările corpului. Să înțeleg, invitatul meu, când a mers prima dată, a mers să învețe niște lovituri, să lovească sau ca și o curiozitate? Nu, am mers ca pur și simplu o curiozitate și la vremea respectivă, toți erau curioși despre arte marțiale. Erau practic o curiozitate foarte mare asupra artelor marțiale și chiar mi-a plăcut și fiind prieten și cu toți trei, și Luigi și Florin Rădăcină, fiind în același grup de prieteni, ne-am îndreptat atenția foarte mult asupra acestei ranuri sportive. Și sensei Costel Schipor sau sensei Nelu Ionesi, ei stăteau undeva separat și vă spunea ce să facă? Sau erau efectiv în centrul vostru și lucrau? Sensei Costel, început. Sensei Costel făcea efectiv cu noi antrenamentele, încălzirea.
practic participa efectiv la antrenamentele pe care noi le desfășuram. Intri, nu ai nicio centură, niciun kimono, dar treptat, fiecare treptat dorește să se perfecționeze. Invitatul da. Nostru a ajuns până la, la centura neagră pe, și pe Shotokan și pe Kung Fu. La centura neagră, pentru că după ani viața așa a făcut să ne despartă. Luigi s-a perfecționat pe kickbox și mai târziu pe Kyokushinkai, care este un stil, unul dintre cele mai dure stile, stiluri de arte marțiale din lume. Se luptă într-un mod total și total diferit. E, nu este low contact sau non contact. Este high contact, full contact. Exact. Nu se practică fără mănuși cu lovituri foarte dure. Fără protecție? Fără mănuși cu lovituri foarte dure pe corp, iar pe picioare se practică cu low kick-uri, cu lovituri low kick însemnând lovitură de tibie pe coapsă interior, exterior, pe corp și la cap, fără protecție. O lovitură de noastră, low kick pe interiorul coapsei, e o plăcere, că nu e o lovitură da, mai puternică. Da, sunt foarte dure. Îți dure? Da, sunt foarte dure și lasă, dacă ești neinițiat, poate să ducă și până la ruptura mușchiului sau, ca să zic așa, ruptură de femure. Eu m-am dus pe Kung Fu, o ramură a artelor marțiale chinezești, care este practicată, care este cunoscută din secolul 2-5 înainte de Hristos, de mii de ani. Această ramură a Kung Fu-ului s-a făcut cunoscută, mai bine zis, la începutul secolului 19, când a fost, așa zis în ghilimele, numită Răscoala Boxerilor, unde boxerii au fost numiți, practic, practicanții de arte marțiale, de Kung Fu, au fost denumiți așa de un grup de misionari creștini occidentali, care neștiind despre ce este vorba, lovituri de braț, lovituri de picioare, au numit pur și simplu boxeri, neștiind cum să-i denumească altfel. Acea răscoală a avut loc de către țăranii din o anumită zonă a Chinei și s-au răsculat împotriva metodelor occidentale de la vremea respectivă. În această ramură, în Kung Fu, Kung Fu, practic Gong Fu se numește, efort, în traducere se cheamă efortul corpului, pardon, care are două, sunt două ramuri, taolo, un fel de luptă cu arme convenționale, neconvenționale, tot cu adversar imaginar, și sanda, este luptă full contact, cu protecție pe tibi, pe piept și pe la cap, o cască și proteză dentară, în care loviturile sunt tot extrem de dure, ca în kickbox, ca să dar zic așa. Dar ameliorează puțin această protecție. Ia un pic din duritate, dar de anul trecut, sau mi se pare de acum 2 ani, s-au scos tibierele. Tibierele sunt opționale, deci se lovește pe coapsă fără tibieră, da? Unde sunt permise secerările și proiectările, fără a fi permisă lovitura la sol. Este o lovitură, sunt niște lovituri foarte dure și proiectările sunt foarte dure. Exact ca în lupte libere, ca să zic așa, o ramură sportivă pe care telespectatorii poate o cunosc mult mai bine. Exact. Interesant, interesant. Stilul de lupte pe care fiecare v-ați axat între cei doi îl reprezintă ca și persoană, deci Uku mai echilibrat, să spunem, Luigi puțin spre spiritul mai vulcanic. Nu, ambele, sau ca să zic, fiecare doresc... Fiecare și-a găsit probabil pe acea părticică pe care o caută. Probabil fiecare căutăm ceva care să ne se potrivească cel mai bine și să, probabil asupra caracterului sau asupra fizicului sau așa. Dacă era acea ramură sportivă în zonă Kyokushinkai, pe care o practică și Luigi, mi-ar fi plăcut și mie foarte mult, însă... Așa s-a adaptat fiecare la da, condițiile exact, actuale. Exact. Și exact. Văd pe lângă faptul că fiecare își va alege stilul și erudiți, pentru că atât
Lucu Rohaza, cât și ceilalți invitați, Luigi Coramă, Sergiu Coramă. Sergiu Coramă, da. Da. Costel Schipur, îmi povestesc că așa îmi fac o istorie, o trecere, chiar și domnul Manole, care tot de la Manole Mircea, Mircea, da. Manole, și cu el am făcut. Povestește, da, deci da. Nu numai efectiv bătăuși sau boxieri, pe lângă dezvoltă puterea fizicului și puterea psihicului și pentru asta meritați să fiți apreciați. Da, în primul rând, ceea ce noi, eu practic și prietenii cu care am început acest sport, pentru că eu îl denumesc sport, punând în același taler, ca să zic așa, cu alte ramuri sportive, nu este un sport care se axează pe violență în afara sălii. Este un sport care se echilibrează, bineînțeles, dacă ești provocat sau ceva, fiecare probabil reacționează în felul său sau ești nevoit să te aperi. Însă nu este un sport care să-ți dezvolte agresivitatea. Agresivitatea și să te facă agresiv în afara sălii. Asta... Deci formatul practicantului de arte marțiale sub conducerea lui Culohaza a preveni, de a evita, da, exact, exact. În restul activității. Exact, exact, pentru că adevărata valoare trebuie să o arăți în sală sau în competițiile sportive. Nu în afara sălii, unde probabil într-o confruntare... Nu știi cum reacționezi în funcție de exact, situație. Și lucrurile acestea pot degenera. Însă vorbeați de kata, cumitele este luptă efectivă și în kata se axează și pe o concentrare foarte mare. Asta te ajută poate și în viața de zi cu zi să treci peste momente mai grele? Da, este un echilibru pe care ți-l lasă asupra psihicului. Un echilibru și, ca să zic așa, în artele marțiale chinezești este cunoscută o altă ramură, ca să zic așa, care se numește Tai Chi Chuan. Este tot un fel de kata care este practicat, poate unii dintre dumneavoastră ați văzut în filme din filmele americane sau în alte filme, unde se practică în parcuri sau sunt niște mișcări foarte lente pe respirație. Un echilibru care se formează între persoane care îl practică, se spune între cer și pământ. Ca să obțină cineva să ajungă la centura neagră, culoază cât a trebuit? De la când a început? O săptămână sau două săptămâni? Sau puțin mai mult? Puțin mai mult. Deci trebuie și răbdare? Îți trebuie răbdare, ca să zic așa, dăruire și îți trebuie ca să, de ce să nu spun, și un pic de sacrificiu al timpului liber și mai ales sacrificiu, pentru că, spun asta, fiecare avem o viață socială și trebuie să sacrificăm poate unele lucruri ca să... Sacrificăm pentru o pasiune? Pentru o pasiune și pentru, de ce nu, pentru o performanță personală, ca să zic așa, sau în competiție, o performanță competițională. Această performanță, rigurozitate, nu? Disciplină, da, calități, da, răbdare. Exact. Da, da. Toate acestea, dacă s-ar raporta și la oamenii nepracticanți artelor marțiale și societatea, cred că ar fi la un alt nivel. Da. Artele marțiale se axează foarte mult pe un echilibru. Pe un echilibru și pe un autocontrol, o autocunoaștere și contează foarte mult aceste aspecte în viața de zi cu zi. În jungla în care ne învârtim, probabil contează foarte mult uneori să ai un echilibru și să analizăm lucrurile la rece. Și să te adaptezi la situațiile, da, să ne pliem pe probleme. Foarte frumos. Credeați când ați început atunci, la început, cu Luigi, cu ceilalți, că veți continua atâția ani? Sincer, nu. A fost la început o provocare, după aia acea provocare a devenit o curiozitate și a continuat, s-a perpetuat, ca să zic așa. Dar mă bucur că am ajuns să continuăm și să vedem că cunoștințele pe care le-am acumulat în ani de zile le putem transfera și altor... Se păstrează tradiția într-un fel sau altul, da, se perpetuează această, exact, activitate. Exact, și putem să transferăm cunoștințele noastre unor alți copii care sunt doritori și îi vezi că au pasiune în ei și sunt pasionați și au inimă pentru sportul ăsta. Vă aduceți aminte vreun examen de centură, ceva mai aparte? Au fost multe și a fost cu sensei Adrian Săcele la Suceava,
când erau foarte, foarte mulți, da, erau foarte mulți cursanți și eram și eu și Luigi. Dure examenele? Sau dure, așa? Da, erau dure, eram emoționați, eram mici, eram fragili, ca să zic așa, și eram foarte emoționați. Vedeam în fața noastră, ca să zic, un titan al artelor marțiale și eram impresionați că dăm cu el, că să avem o diplomă din partea lui Adrian Popescu Săcel, era o chestie foarte, o mândrie personală, ca să zic așa. Iar examenul de centură neagră, până la urmă, acolo este vârful icebergului, când ajungi în centura neagră, un dan. Da, și după aia încep 1, 2, 3 și așa mai departe, dani. Am spus acolo că este plăcerea mare de a transmite celorlalți și copiilor care doresc să participe și să facă doritori. De-a lungul timpului, au luăm așa, din 2003, 2000, mai dinainte? Mai dinainte au fost, am avut primul club, ca să zic așa, așa, după ce ne-am desprins, primul club l-am avut la Școala Generală numărul 4, era o sală, este o sală bună, cu acces exterior în care puteam să mergem mai des, ca să zic așa, ne-am improvizat noi niște saci de box din foaie de cort, care erau un material foarte rezistent și dur, da. Și ne-am improvizat noi, umplut cu deșeuri de cârpe ca să nu ne lezeze încheiturile, am aflat și noi lucrurile astea. Și acolo am început, am luat contact cu Florin, personal, am luat contact cu Florin Ioana de la Metrolex București. A fost o bună perioadă antrenorul lotului național de ușu, așa. Am făcut o pregătire cu el, am făcut niște stagii. Aș face o paranteză, am făcut și un stagiu la mare, invitat de Florin, de Florin Ioana, cu un japonez de 9 de ani, un elev direct de al lui Matsutatsu Oyama, un japonez, un bărbat înalt, pentru că asiaticii sunt mici, scuze, dar în acest stil trebuie să fii pe Kyokushin, care trebuie să fii înalt și foarte robust și rezistent. Pentru lovituri, ca să reziști. Exact. Și am făcut și un stagiu cu el. Și ne-am apropiat foarte mult de Florin Ioan. Au urmat pregătiri pe secerări și proiectări. Aveam niște saltele care se deplasau și ne mai loveam la coate. Plecat salteul, rămâne podeaua. Exact. Și trebuiau iar să le batem pe margine. A fost o perioadă așa, un pionerat, ca să zic așa, un pionerat frumos și plăcut, care... avem toți niște amintiri plăcute în urma acestei perioade. Cine vine în sală atunci, alături de Ucolo Haza? Mai cine veneau în sală atunci? Da, veneau, au fost mulți copii pe care am adus și niște ziare pe care le-am de-a lungul timpului colecționate. Deci au venit, au participat acolo, general, competiții, deci clubul Metrorex, care aparținea de București. București, da. Eu am reprezentat filiala Rădăuț. Da, eu am fost o filială al clubului Metrorex. Participam la campionatele naționale, așa, și pe ușu, pe sanda, că asta e, sanda înseamnă luptă. Și am avut un sprijin foarte larg din partea domnului Florin Ioana. Am menținut o prietenie de-a lungul timpului care ne-a legat foarte mult. După care, participare la competiții presupune deplasare, presupune anumite cheltuieli, da, un echipament special pentru... Un echipament, da, implică tibiere, implică cască de protecție, implică mănuși, tibiere și așa mai departe, care trebuie să fie individuale, practic, pentru orice sportiv. Nu să se transmită de la sportiv la sportiv. Ați avut oameni care v-au sprijinit, care au fost alături de dumneavoastră? De-a lungul timpului, da. Au fost oameni care ne-au sprijinit și pe forțe proprii, cu fiecare pe cheltuială. Ca în orice pionera trebuie întâi să faci dovada că ai valoare și după aia oamenii probabil vin în sprijinul tău. Când a venit atunci, a fost ca și o provocare la început, la artele marțiale, la sensei, cu Luigi Coram împreună. Dar când a început perioada de antrenorat, ce a spus?
este o responsabilitate, este altfel acum. Acum cu acești copii văd în mine un model. Da, da, cel categoric. Mai dificil. Da, categoric am încercat să mă apropii foarte mult de ei și să le imprim niște antrenamente specifice, cu totul diferite față de antrenamentele pe care le făceam eu, pentru că se practică, se ceră și proiectări. E un stil de luptă în care trebuie să fii foarte, foarte atent, pentru că adversarul ți intră în priză fie la picioare sau la corp, sau în care este permisă, ca să zic așa, proiectările din lupte libere. Ah, deci câte ok poate să-ți facă pe picior. Fără problemă. Da, da, da. Se face priză pe picior, se face secerare pe piciorul de bază. Atunci e periculos și pentru coloana vertebrală, că la o secerare, la o răsucire bruscă. Da, 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 la o răsucire bruscă. Dacă nu ești încălzit, dacă practicantul nu cunoaște, ca să zic așa, căderile. Nu știi să amortizeze căderea. Da, dacă nu este inițiat în școala căderii, ca să zic așa, poți să aibă leziuni. Adică este de preferat ca să se facă o introducere în acest stil. Care e calitatea principală fizică a invitatului meu? Ce avea a lui Luigi, a lui Florin Rădăcină? Puteți așa când spunea antrenorul, tu ești bun acolo, tu ești bun pe aia, sau tu ești bun la toate? Nu, calitățile, cred că fiecare om, fiecare individ are calitățile pentru anumite lucruri și nu este bine să-l forțăm spre altceva, decât spre ceea ce are el înclinații. Foarte frumos. Dacă o mobilitate deosebită, o forță în lovitură. Dacă are, da, lovitură în lovitură. Ochi, ca să zic așa, trebuie să ai ochi, să ai ochi, să anticipezi mișcarea adversarului. Iar cei care sunt, care au aptitudini, ca să zic așa, pentru taulă, pentru mișcare, pentru respirație, pentru un cu totul alt stil de a-și desfășura metodele de antrenament și artele marțiale, e bine să nu fie forțat spre sanda, spre lupta, practic. În ciuda faptului că sportivul respectiv el dorește, antrenorul văzând și făcându-i o radiografie. Da, da, exact, o scanare. O scanare. Exact, o scanare spre ceea ce are inclinații. Înțeleg copiii lucrurile acestea sau toată lumea dorește, pac, se cere lovituri, nu, pentru că conștientizează faptul că... Pentru că venind în contact, își dau seama de fapt ceea ce înseamnă și sunt care se autoselecționează singuri spre una sau spre alta. Pentru că nu poți să fii ambivalent, să fii și pe taulă foarte bun și pe luptă foarte bun. Nu prea deci merge. Echilibru sau axat pe una, duci spre una, da. Care e principală. Exact. Ultimele întâlniri cu Luigi? Ultimele întâlniri am avut când am fost ultima dată în țară, astă toamnă. Da, sincer mi-a dor de el și stăm ca de fiecare dată la taifas așa și ne depunem amintirile. Salteam în sală? În sală nu ne-am întâlnit pentru că atunci în perioada aia era în reparație sala, era în renovare și am dat și o pauză la băieți pentru că orice sportiv e fere să aibă o perioadă de recuperare. Deci stilul de viață activ, sportiv, a rămas din 1984, 80, da. Și până acum? Da, 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 da. Deci vă caracterizează, nu a fost așa numai omul. Devine un stil de viață. Un stil de viață? Devine un stil de viață. Ar fi bun și pentru copiii tineri din ziua de azi, fiși cursul educație fizică sau nu? Nu i-ar ajuta deloc un stil de viață activ, sănătos, cu alimentație sănătoasă? Păi depinde ce vrea fiecare. Depinde, este alegerea, este opțiunea fiecăruia. Nimeni nu poate forța pe cineva să facă ceva. Omului e bine să-i prezinți. Fiecare are capacitatea de a discerne ce e bine pentru el și ceea ce nu este bine. Dacă preferi să fii bolnav, să ai scolioză la coloană din cauza calculatorului sau deficiență de coloană sau ceva de genul ăsta. Sau datorită alimentației, datorită, în formă, să ai o greutate optimă, puțin mai exagerată. Să fie supraponderal sau din cauza lipsei de activitate sau lipse de educație fizică care înainte era în școală, e opțiunea fiecăruia să facă cum dorește. Iar să spunem că ar dori cineva să practice artele marțiale, le recomandați? Da, sigur că da, le recomand cu căldură pentru că ești... Inclusiv și de la vârstele mici? Da, pentru că devine un mod de viață și devine copiii tineri devin disciplinați.
În primul rând, pentru că în sală eu personal am imprimat și încerc să imprim o anumită disciplină. Dar de ce trebuie disciplină? Că tot întreabă și la școală și că tot trebuie disciplină și la societate. Pentru ce? Pentru că fără disciplină, în general, în sport nu faci nimic. Nu faci nimic. Fără disciplină și dacă nu ai un orar și nu ai o seriozitate și nu ai o punctualitate la antrenament. De exemplu, după mine în antrenament prefer să întârzi eu 5 minute să se adune toți la sală decât să-mi vină un băiat după ce începe antrenamentul. E vorba și de respect și de alte lucruri. Să zicem, acolo suntem toți colegi, dar nu respect față de mine, cât respect față de celălalt și față de spiritul artelor marțiale. Pentru că ceilalți, văzând o asemenea chestie, se perpetuează. Și atunci, fără disciplină, nu se mai face nimic. Și până la urmă, dacă disciplină și ascultă lumea și face, nu poți să evităm și accidentările, să le spunem și pe treaba celălalt. Orice, absolut categoric, orice. Ieșirile nervoase. Categoric, categoric. Răbdarea. În sală suntem toți colegi, fără ambiții, ca să zic așa, care e cel mai tare în sală. Fără orgolii prostești sau personale. Eu sunt mai tare decât tine. Te aștept în sală, data aia trebuie să zic că fac. Nu. Asta la prima batere? Nu, se exclude. Nu, se exclud singuri. Da, se auto-exclud. Adică prefer să fac cu câțiva decât să am o masă mare, o plajă mare de cursanți și să nu pot să imprim ceea ce vreau. Să transmit eu personal ceea ce vreau. Să deplinești obiectivul. Exact. Și când se termină antrenamentul, cum spune eu cu Luhaza? Când se termină antrenamentul? Când se termină antrenamentul, spun vă aliniați, drept, răi, os, toți salută, bună seara și începem să aplaudăm. În semn de respect pentru fiecare care a putut să ducă antrenamentul la sfârșit. Eu n-am să pot decât să spun respect pentru că s-a terminat prima parte a emisiunii, să spun pauză de publicitate, după care voi reveni alături de invitatul meu, Ucu Lohaza. Am revenit în studio alături de mine, după cum am spus la început, este o stea din Galeria Samuraiilor Rădăuțeni, Ucu Lohaza. Povesteam despre începuturile artelor marțiale, despre antrenamente, despre pregătire, despre răbdare, despre disciplină. Acum, în momentul actual, este un proiect nou, Ucu Lohaza este cuprins, are un plan, un obiectiv. În momentul de față, ca obiectiv, am naționalele care se apropie și am început pregătirea într-un mod destul de serios, treptat, care vor avea loc în București la începutul lunii aprilie. Iar în funcție de calificările și de rezultatele de acolo, este o prefață la campionatele europene care vor avea loc la Moscova și, desigur, campionatele mondiale care vor avea loc la Sofia, în Bulgaria. O perioadă știu că nu ați mai cochetat cu artele marțiale în grup, individual, da, psihicul s-a păstrat. Ce l-a făcut să renască ca pasărea Phoenix din propria cenușă? Da, o perioadă am avut niște probleme personale. Și am fost contactat de niște băieți și m-au provocat, ca să zic așa, și am răspuns provocări. Am răspuns... Deci iarăși o provocare. Da, da, exact. Nu se dă înlături de la provocare. Da, exact. Era școala generală numărul 4, școala regina Elisabeta de astăzi. Locul provocării actuale este tot acolo sau în altă locație? Nu, locația m-am schimbat-o între timp pentru că era o sală bună, dar iarna aveam probleme pentru că încălzirea era acolo pe lemne și fiind parchet în sală, noi făcând cu picioarele goale, parchetul era foarte alunecos din cauza frigului. Ne-am mutat la liceul industrial, așa, care am avut o înțelegere foarte, un sprijin foarte larg din partea domnului director Țugulea, care este un om deosebit și ne-a acordat tot sprijinul și ne-a făcut fereastră, ca să zic așa în paranteză, o fereastră săptămânal să putem practica acolo. Fără să mai punem saltele la fereastră. Fără să punem saltele, evident, pentru că sunt ferestrele destul de sus. Așa, și antrenamentul pe salta cu secere proiectări îl desfășurăm la sala de lupte, pe care o știe, este cunoscută în Rădăuți. Acolo putând, fiind prelată și saltele foarte compacte, putem să ne desfășurăm acolo în voie
secerările și proiectările, tehnica specifică acestui stil de artă marțială. Chiar dacă acolo antrenorii sunt de lupte greco-romane, pentru luptele libere, care sunt un corespondent al artelor marțiale. Artelor marțiale, da, evident. Saltele sunt foarte bune și avem sprijinul domnului Cornel Rusu, care ne permite... Deci foștii sportivi răspund afirmativ și ei. Da, da, da. Avem sprijinul lui și au răspuns afirmativ vorba dumneavoastră ca să ne putem face... Cine face parte din acest grup? Da, sunt niște sportivi tineri. Sunt niște sportivi tineri, sunt niște sportivi însetați de cunoaștere. Așa cum erați și voi la începuturi? Da, la același nivel? Da. Chiar mă uimește că sunt foarte perseverenți și pe măsura, pentru că ne-am spus că antrenamentele vor fi foarte dure, eu particip, efectiv, nu stau cu fluierul în gură pe margine și le spun ce să facă, nu particip cu ei. În momentul în care unul dintre ei suntem într-un număr impar, intru ca să poată lucra. Partenerul. Da, partenerul respectivului, ca să poată toți lucra și să fim pe tot, să putem face toți tehnica. Sunt prieteni în sensul că, știi, când partenerul, cel care rămâne fără partener, va lupta cu sensei, unul se dă bolnav și... Nu. Nu, în limitele rezonabile, pentru că, v-am și spus mai devreme, nu, ideea nu este să ne lovim și să... Foarte frumos să ieșim din sală lezați. Într-un fel sau altul. Lezați. Nici fizic și nici psihic. Nici psihic, pentru că este un disconfort psihic. La următorul antrenament, mai am fost... Timorat din cauza... Exact, am fost bătut și nu. Trebuie exact ca o plantă pe care trebuie să o și să crească. Să crească frumos. Da, și să crească frumos și armonios. Se creează și încrederea în om, se dezvoltă aici? Categoric. Categoric încrederea în sine, încrederea în, cum spuneam și mai devreme, în problemele pe care, dacă ai niște probleme, evident, fiecare dintre noi au... Nu-ți plângi de milă, singur, exact. Te adaptezi și reușești să treci. Exact. Au participat, poate, copiii sportivi la concursuri și internaționale, la vreun stagiu, la... De-a lungul timpului, de când am început-o, am înregistrat, am și în materialele din ziare, am înregistrat la nivel național rezultate chiar foarte bune. Am fost la un campionat, mi-aduc aminte că am fost la un campionat național la Galați cu 8 sportivi și am avut 8 medalii. Și fete și băieți în lupte și au, cred că în zona la noi, și un potențial genetic foarte bun și unde... Mi-aduc aminte, mai era Loredana Anton, nu mai participa la arte marțiale mai mult. Era doamna doctor Ionez, doamna Mutrescu, care e doamna doctor. Participă, mi-a spus domnul de acolo. Da. Deci ați participat la competiții. Acum, în lotul actual, sunt și fete sau numai? În lotul actual, da, avem și două fete care vin regulat la sală, sunt foarte serioase, sunt foarte muncitoare. Bazate pe concentrare sau pe partea de luptă? Mâncă, cum le simte, sensei, încă nu oscilează? Încă oscilează, așa. Dar sunt niște copii deosebiți, toți. La speranță, sunt copii deosebiți care își manifestă interesul și văd că chiar sunt avizi, ca să zic așa, de cunoaștere și de a face ceva cu propria lor viață. Până la urmă că e un stil de viață. Un stil de viață, dar un stil de viață pro. Da, da, e un stil de viață pro, evident. Am avut, fac o paranteză, la începutul anului trecut, la sfârșitul anului trecut, am avut un sportiv care a fost plecat în China, a fost invitat în China, pe banii celor din China, a fost o deplasare... Dar de unde îl cunoșteau cei din China pe sportivi? Nu, a fost la nivel național, au plecat 3 sportivi prin colaborarea cu Florin Ioana. Pe baza recomandării dumneavoastră? Da, exact. Deci un sportiv datorită faptului că dumneavoastră sunteți antrenorul, a reușit acest lucru. Da. Așa, și a ajuns în China, a stat 3 săptămâni și s-a întors înapoi. Ce a fost? O experiență deosebită? O experiență, altă cultură, alți oameni, altă cultură, altă... Mentalitate, toate punctele. S-a schimbat, le-a povestit celorlalți? Da, le-a povestit, mai mult sau mai puțin, dar a venit schimbat. Pozitiv sau negativ? Pozitiv, evident, și e un sportiv pe care mă bazez la campionatele naționale.
și de ce nu la, și la cele europene. Și nu numai el, de fapt pe toți mă bazez. Se spune în viață un copil, un copac, o casă și să organizezi o competiție, tu să organizezi o competiție. Invitatul meu de astăzi a făcut ceva din toate acestea? Da, am invitat clubul de Metrorex, am avut pentru a promova stilul de arte marțială, am vrut în zonă, în oraș, am avut sprijinul clubului Metrorex în București, prin domnul Florin Ioana, am organizat două cupe, se numesc, la vremea aia se numeau Cupa Bucovinei de Ușu, și am organizat două ediții pe banii sportivilor, pe banii mei, am făcut o chestie de genul ăsta. Foarte frumos. Da, și aș fi vrut să se perpetueze, sper de anul ăsta să reușim să facem, să reconstruim ceea ce am lăsat odată în urmă. Iar cei de la Clubul din București, relațiile au rămas la același nivel? Au rămas, da. Sprijinul logistic sau de încurajare, de promovare, este deschis. Exact, pentru că, v-am zis, domnul Florin Ioan a fost și antrenorul lotului național de Ușu și este o persoană care este cunoscută, a scos foarte mulți sportivi campioni mondiali, a fost și în Jakarta, la campionatul mondial de ușu și are o paletă largă de sportivi scoși, campion mondial, vicecampioni, adică... Și din ce a observat Florinian, din ce a observat invitatul nostru, Ducu Luhaza, din sportivii actuali, se trezește vreunul care să... Da, aș dori, dacă se poate, să fac o paranteză, să menționez pe oricine. Grijincu. Grijincu Iosif, care este un băiat echilibrat și care promite mult. Manuel Onofriciuc, care este un băiat, este un licean serios și dornic de afirmare, ca să zic așa. Cătălin, care este iarăși un sportiv remarcabil și foarte serios. Și dacă... Se dau deoparte de la eforturile de intensitate ridicată? Nu. Mai ales când îl văd pe sensei în mijlocul lor, chiar dacă le este greu? Nu, îi sprijin. Îi simte sensei când... Da, îi sprijin și spun, hai că mai poți, îi ridic și când se termină antrenamentul, oftează mulțumiți. A fost și greu. Și mulțumiți și satisfăcuți că au reușit să ducă... Și până la urmă organismul se adaptează de la efort la efort. Da, bine, exact. Aici trebuie caracterul și psihicul puternic să reușești. Da, exact. Momente frumoase, momente comice, să spunem, în cadrul antrenamentelor, mai sunt, mai apar, da, apare, evident, dar de regulă încerc să evit aceste momente, ca să zic deconcentrează așa, de la... deconcentrează și devine așa un fel de, hai să stăm la ușuietă, ceea ce încerc să evit cât se poate de mult. Aceste lucruri au loc la început de antrenament sau la sfârșitul antrenamentului, unde facem schimb de păreri sau... un plan de bătaie pe următoarea perioadă. O analiză activității pe final, exact. Cum a reacționat fiecare. Exact. Iar la campionate sunt pe categorii de greutate? Campionatele se desfășoară pentru juniori, pe categorii de vârstă, juniori, seniori, și pe, evident, pe categorii de greutate, care sunt din 5 în 5 kg, iar de la 90 e open. Da, 90, depinde, 90-95 este open. Cele mai aglomerate categorii sunt între 70, 80, 85, cam pe aici. Da. Mai ales la cei care au vârsta de 18, care acolo se axează toți. Iar un rezultat bun la campionatele naționale accede dreptul, îi dă dreptul de a participa la... Da, la campionatul european, după cum spuneam, la campionatul european care va avea loc anul ăsta la Moscova. Lupta se desfășoară pe un tatami, pe o porțiune de luptă, este un perimetru. Specific ca la judo, cum este pe tatami. Exact așa se cheamă tatami, unde dacă ești scos de pe tatami ca combatant, deci scos de două ori, ești descalificat. Pentru că în evul mediu, în acea perioadă când se practicau luptele în China, acel tatami era înconjurat de sulițe. Deja când ieșai din viață. Exact. Și se consideră că ți-ai pierdut viața, ca într-un joc de copii. Adică nu mai ai dreptul. Dacă la campionatele naționale mergem pe banii noștri până în Rusia, Moscova... Să sperăm că vom avea sprijinul mai larg al
celor care ne privesc și a celor care au posibilitatea financiară să vină în sprijinul nostru în momentul în care avem și titluri, bineînțeles, de la naționale. Sperați lucrul acesta? Sper, da. Sunt oameni cu inimă și sper. Știam, mai mergite prin ziare, chiar ați mai mers la competiții. Domnul Costel Babiuc, firma Nicodemus, da, ne-a sprijinit de-a lungul timpului foarte mult. Da, domnul Costel Babiuc ne-a sprijinit Salvați Animalele, domnul Octavian Ilisoi, ne-a sprijinit foarte mult. Domnul doctor Octavian Ilisoi ne-a sprijinit, ne-a oferit un sprijin larg de financiar. Atunci numai sportivii și rezultatele, pentru că finanțarea sunt sigur că cei doi pentru ei pot face un bine. Da, da. Și practic e vorba de copiii acestei comunități, nu de altceva. Știu că e bine, dar tot vorbim de atâta timp să dezvoltăm sportul, iar sportul este la și altele, la și alții. Dacă ar gândi toată lumea așa ca și dumneavoastră, ca și mine, ca și... ar pune pe primul loc copiii, sănătatea lor și până la urmă și toți locuitorii acestei localități vor fi... Da, asta așa este. E foarte important ca să acordăm o părticică din timpul nostru liber sau din viața noastră și sportului. Pentru că, în fond și la urma urmei, e un stil de viață. Un stil de viață activ și, în același timp, până la urmă, când practici un sport și la o vârstă mai înaintată, refolezi într-un fel, te eliberezi de energia negativă a zilei, a doua zi, o iei de la început și... Păi, cum spuneam, Tajișoane este practicat în... am un proiect ca să aducem aici și Tajișoan. În București, la unul dintre elevii lui Florin Ioana, practic este campion mondial pe această ramură a artelor marțiale, Tajișoan, care este fără lupte, deci este practic bazat între o armonie, între om, natură și o îmbinare extraordinară între energii, în care energiile negative sunt pe cât se poate eliminate. Și să te încarci cu energie pozitivă și să poți să-ți echilibrezi organele din corp și mintea și trupul și sufletul în același timp. Foarte frumos. Și mai ales dacă de la vârstele mici nu reinoculezi gustul pentru mișcare, după aia greu va fi pe cineva să-l atragi. Mă uit pe Facebook, tot am uitat în Facebook, o să are și părțile bune, vedem pe Luigi, participă la concursuri de schi. Da, l-am văzut daună zi, da. Tot pune, tot postează, da, schifond, iarăși, din nou, schifond. Din nou. Zic, mai îndată, apuci că a venit la biatlon și se întâlnește cu Ale Einar Bjørndalen, favoritul meu norvegianul, și îl văd și pe el, pe Eurosport. Este un, Luigi este un sportiv, un om care a intrat sângele în sport sau sportul în sânge, nici nu știu cum să spun. Da, s-au întrepătuns până la urmă, nu mai știu. Ca și invitatul meu de astăzi, care face și mai mult... le inoculează celorlalți acest microb? Atât cât pot, încerc să... Și este și reciproc, pentru că dacă ei v-au răscolit și v-au atras... Da, m-au atras, ca să zic așa, într-o capcană. Într-o capcană, dar acum nu mai... Da, nu pot să ies. Și implicați 100%. După că campionatul european, ați mai spus că ar mai fi și... Ar fi mondialele, următorul pas ar fi mondialele, care e foarte, foarte bine pentru noi, ca să zic așa, că au loc în Bulgaria, la Sofia. Și ar fi, pe și foarte aproape, și ar fi un... ca să zic, naționalele sunt practic o carte de vizită pentru europene și mondiale. Un bilet de plecare. Dar până la urmă să gândim așa, cam participarea unui rădăuțean la campionat european, campionat mondial. Nu sună bine. Mai bine ar suna bine, eu știu ce, o distrugere sau așa. Sau nu, sau poate greșesc eu? Nu, eu cred că... Sunt mai apreciate valorile acum? Ar trebui să ne schimbăm mentalitatea, ca să zic așa, și schimbările le facem practic noi. Deci ține totul de noi. Da, schimbările le facem noi. Dacă fiecare apreciază ceea ce îi se pare de cuvință, ca să zic așa. Dar schimbările trebuie să le facem noi, evident. Nu să vină alții din... Pe noi ne facem totul, dar dacă totuși e pentru Rădăuț, nu? Te poți să te aplici o sumă cât de mică să sprijini, nu? Din primărie, bugetul primăriei pentru sport. Domnul Loaza, omul cu... Cât sportive? Doi sportive? Cât trebuie? 1.500 de euro. Pentru ce? Campionat european și 2.000 campionatul mondial. Merită sau nu merită? Da. Să spunem așa o sumă vagă. Aș vrea să fac o paranteză. N-am avut niciodată sprijinul primăriei și nici a... Până acum, dar după această emisiune sunt sigur că n-au de campionate europene, mai ales la sporturi, la orice sport. Și am avut, cu toate că la nivel național, am avut rezultate și am reprezentat, ca să zic așa, Urbia. Cu cinste și cu onoare la campionate. Da. Și nu o spun rezultatele și ziarele. Da, o spun rezultatele și ziarele, evident. Și
Și mai mult decât atât, acei copii care practică un sport de performanță sunt mai disciplinați, mai ordonați din toate punctele de vedere. Și atunci și un câștig, nu? Ca să zic așa, da. Unui copil îi se imprimă o anumită disciplină de la intrarea în sală. Trebuie să salut sala, trebuie să te pui într-o formație, trebuie să respecti anumite reguli, ți se impune să respecti anumite reguli, pentru că așa este, pentru că și eu, la rândul meu, l-am urmat și eu... Și extrapolând, respecti exact. Regulile și pe ceilalți și în, exact. Se în viață. Se perpetuează acest lucru. Și atunci va fi mai bine. Da. Respecti, vei fi respectat altfel. Bun, dar diplome sau de astea ați mai primit de la primărie? De merit sau de astea? No. Ba, nu? Nu? No, nimic? No. Nu, no, mai știi. No. Poate nu știa lumea, dar de acum speranța a fost un fel de ultimă. A fost un fel de silent stampa. Am înțeles. Deci ei erau silențios stampa, nu mai vorbeau nimic, spuneau nu. Dar dacă nu erau rezultate, mergeau. Da. Dar nu v-ați pierdut încrederea? Deci acei sportivi am avea șansa anul acesta? Da, eu sunt... Dar acum tot sub filiala Rădăuț a clubului Metrorex? Sau, deocamdată tot sub... Că nu putem, nu avem un club sau la clubul municipal să fie afiliați? Vreau să fiu în discuție să fiu un club afiliat sau să-mi fac... la clubul municipal, că știu, în certificat de identitate sportivă există secția. Numai după aia trebuie afiliată la Federația Română de Specialitate. Sau să-mi fac clubul meu și să fac toate demersurile ca să fac clubul meu. Deci tot singur. Dacă nu, nu mă ajută, măcar să nu mă deranjeze și eu să-mi văd de treaba mea și să nu renunț niciodată. Exact. Antrenamentele grele, dificile, plăcute? Antrenamentele sunt... nu forțez pe nimeni să ducă antrenamentele, dar de la cei care simt că au potențial și vor să meargă mai departe, să meargă la campionatele naționale, da, le cer maxim. Dar sunt copii care vin doar pentru o condiție fizică sau să se dezmorțească sau și nu pot să le cer. Dar cei care sunt și am un proiect pentru ei ca să îi propulsez, ca să zic așa, la campionatele naționale și de ce nu și la mondiale și europene, da, le cer maxim. Și pentru telespectatorii Cromtel să nu aibă impresia că nu mai e de fața de așa, în minutele ce vor urma, până la finalul emisiunii, vom urmări un filmuleț în care Sensei Ukulohaza este în centru, în mijlocul sportivilor săi, efectuând acel antrenament de mare intensitate. Pentru final, înainte de a viziona acest filmuleț, un cuvânt, ce spuneți dumneavoastră, pe cine vreți să salutați, ce vreți ce să le transmiteți? Mulțumesc că telespectatorilor că au avut răbdarea să ne privească. Mulțumesc dumneavoastră pentru invitația care mi-ați acordat-o și modului de a pune o ramură a sportului rădăuțean pe fila, ca să zic așa. Până la urmă, rezultatele dumneavoastră și ceea ce ați făcut și ce faceți a făcut să veniți aici. Eu fiind un simplu executant. Mulțumesc oricum pentru că v-ați aplicat și asupra acestei ramuri a sportului artelor marțiale, care se cheamă artele marțiale. Sunt Radu Munteanu și vă transmit Descoperiți-vă spiritul sportiv.
Giro! Let's go.